Rapid a anunțat lista cu grosul jucătorilor care pleacă și dacă intrați pe 2088.com, vedeți cum am făcut acolo o analiză, în limba engleză, că așa îmi place mie să scriu acum, nu știu, așa sunt mai obișnuit acum, e Google Translate, puteți să folosiți dacă doriți, na, nu e să mă lau sau ceva, pur și simplu așa în chef. Vedeți acolo ce am scris și niciunul dintre jucători este evident că nu se afla pe listă. Numele grele între ghilimele sunt Goje, Hlistei, Bălan, Carnat, Alami, nici nu mai știu cine mai e, sincer. Deleasă și Costin am scris pentru că oricum ei n-au jucat, nu făceau parte din planuri niciodată, nici de după promovare din Liga 2 n-au mai intrat în calcule, asta e clar și nu merită menționației. Dar ceilalți era de așteptat să plece, sunt fotbaliști care nu au dat randament. Pe lângă ei, mai sunt și alții care ar fi trebuit să plece și probabil că dintre ei va mai pleca vara asta dacă se va ajunge la un numitor comun și nu mă sfie să-i menționez pe Marzuc, pe Ștal, pe bă, ăsta, pe cum îl cheamă pe ăla de altul de a mai veni, pe Romariu Moise, sunt fotbaliști care nu au ce căuta din punctul meu de vedere dacă vrei să te bați la obiective îndrăzneți. Ăștia sunt, probabil că la ei situația contractuală e un pic mai complicată și probabil că cel puțin unul sau doi vor pleca. Pentru că pe Marzuca ai pe Voituș care, na, tot un atacant ăsta care nu știe să marcheze, dar măcar e ceva nou. Așa Marzuc și cu Bălan. Cam tot aia e, nu contează. Mai mult de unul n-ai ce să păstrezi, mai aduci pe altul, mai încerci un tânăr. În fine, au plecat băieții. Acum să vedem transferurile. Deocamdată a adus doar Paul Iacob și reînnoite contractele lui Dragoș, Grigore, Junior Moraes și Claudiu Belu. Au fost activate opțiunile de prelungire. Acum să vedem. Flistei, Goge, deși Goge, să știți că ca fundaș stânga putea să mai contribuie, mai sus nu, sub nicio formă, nu era fotbalist de Liga 1, mai sus de apărare. Cam astea, ăștia sunt. Alamin n-a fost niciodată fotbalist de Liga 2, nu știu cum a reușit el în Liga 1 să marcheze goluri, dar asta e nivelul fotbalului românesc, eu l-am spus, n-a, l-am lăsat, au decis clubul să plece, e un fotbalist care nu l-aș lua nici la echipe de mini-fotbaliu. Personal, nu-mi place, mi se pare slab, mi se pare nepregătit, mi se pare că a ajuns în condiții discutabile acolo. Listei și Goge n-au mai performat că asta e, Dandea la fel, Dandea și Bălan au încercat, dar nu sunt fotbaliști cu care, adică sunt fotbaliști să termin pe locul 90 în campionat, e ok, dar dacă ești rapid și ai pretenții mai mari la centenar, nu poți să-i ții doar de umplutură, e un fapt evident. Și cine mai? La fel Carnat a avut niște evoluții bune în unele momente, dar totuși nu este un fotbalist pe care să dai 100.000 de euro, cât am impresia că avea clauză de cumpărare, pentru că ai dat 100.000 de euro pe Ștal, dacă nu mă înșel, și Ștal e sub Carnat și nu vrei să, adică, na, e că e și mai slab. Asta e evident, dacă explodează, nu o să explodeze, că trebuia să explodeze într-un an, nu e, ești fotbalist, că dacă eu mă duc la o firmă și mă angajez pe ce fac eu și am nevoie de un an să mă adaptez, crede-mă că mă zboară ăștia în 3 luni, adică n-a făcut nimic și tal până la urmă și nici Romario Moise, deși a dat un gol, nu mai știu cu cine, cu Mioveni, parcă a dat golul ăla cu capul, aia, nu-l ții pentru asta un jucător. Să vedem însă ce vor aduce. Deocamdată ăștia sunt, am avut dreptate, ce am menționat acolo a plecat, mai sunt câțiva care sunt pasibili de a pleca și vedem. O să vă updatez pe măsură ce se întâmplă lucrurile. Așteptăm și transferul. Eu chiar sunt interesat, eu simt că acest an al centenarului, titlul e greu să-l aducă pentru că am mai explicat că titlul nu se câștigă chiar așa ușor și în condiții de astea, de fotbal, de transferuri, de în fine, nu stau să intru în detalii, că se văd rezultatele, se vede CFR Cluj ce face prin Europa, se vede cum câștigă campionatele, se vede cum termină FCSB pe 2, nu trebuie să stau eu acum să explic o evidență pe care oricine care are IQ mai mare de 40 poate să o vadă, în fine. Dar se poate în acest an al centenarului să obțină un loc bun în play-out, ceea ce, în play-off, scuze, în play-out, ceea ce înseamnă un loc bun în primele patru. Trei sau patru e un loc pe care poți să-l obțină rapid. Și mai sus, eu tot sperăm, da, eu zic realist vorbind, dar pentru asta trebuie să faci niște mișcări de trupe. Și ele au început, nu s-a adus decât Paul Iacob, care e un fotbalist totuși interesant, nu e wow, dar nici nu trebuie fotbaliști wow, că aduci fotbaliști wow și joci Flioșc și aduci fotbaliști care par flioși, dar poți să joci wow. În sensul că să joci cum ai jucat în prima jumătate, prima parte a campionatului atunci. Haideți că vă mai țin la curent cu ce se întâmplă așa în timp real.
să spread the word, cum s-ar spune. Și intrați și pe link-ul de care v-am spus, pentru că o să găsiți și acolo. Mai scriu acolo când mai am chef și dispoziție despre ceea ce cred. Nu știu, e doar despre rapid, dar găsiți acolo analize destul de detaliate și explicate clar. Vă pup!